tatălui meu, înainte ca să moară tatăl meu. El a murit duminica trecută. Dar înainte de moartea lui, cu 2 săptămâni înainte, cineva a pus camera pe el, cineva din orașul Băilești. Mi-a cerut niște bani ca să poată să-și cumpere lemne. Eu când l-am văzut am spus, tată, ești bătrân. Ți se apropie ceasul plecării tale din această lume. Ce mai stai, ce mai zăbovești? Întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te la Hristos, pocăiește-te de păcatele tale. El mi-a spus, nu mă pocăiesc. Pentru că spunea că nu se poate lăsa de alcool. Toată viața, el și frații lui au trăit sub influența alcoolului. În Oltenia se bea foarte mult alcool. Am spus, dacă mor, tu te duci în iad fără Iisus Hristos, întoarce-te acum la Dumnezeu ca să poți să mergi în rai. Și, dragii mei, știi ce mi-a spus tatăl meu? Eu nu mor, mă, eu nu mor. Mi-a zis că nu se pocăiește și mi-a spus că nu moare. Și știți cât a trecut? 2 săptămâni și acum este în mormânt. Asta mă doare atât de tare. A fost ultima lui șansă de salvare. Și știți ce a spus? Spunea că vede casa, că se prăbușește peste el și o vede în flăcări. Deja vedea în lumea de dincolo iadul. Îngrozitor. Eu eram în direct prin cameră, îl vedeam. Spunea că vede casa prăbușind și luând foc în flăcări. Dragul meu, dacă nu te pocăiești, o să ai aceea soartă pe care a avut-o tatăl meu și chiar mama mea. O să pleci din această lume neîmpăcat cu Dumnezeu și cu păcatele asupra ta și te vei duce ca un suflet pierdut pentru totdeauna. Tu înțelegi? Tu înțelegi? Omule, de ce nu te pocăiești? Omule, de ce mai amâni? De ce mai stai nepăsător și indiferent când Dumnezeu de atâta vreme te cheamă să te întorci de pe calea ce rea cu fața către cel prea înalt? De ce nu înțelegi că doar prin pocăință tu poți să intri în împărăția cerurilor? De ce mai amâni? De ce riști? Tatăl meu mi-a spus că el nu moare.